Vreau să dau citire unui singur verset din Scriptură în această seară, pentru faptul că eu cred că cele mai frumoase și mai puternice și de valoare lucruri, dacă vă veți uita, sunt de obicei în esențe mici. Chiar dacă Biblia e plină de pasaje dătătoare de viață, aducătoare de credință, uneori, credeți-mă, e așa de greu să citesc un text lung pentru faptul că ar trebui atunci să fie o predică foarte lungă. Dar ca să nu fie predica din seara asta foarte, foarte lungă, citesc un singur verset care pentru mine, atunci când eu l-am găsit în Scriptură, Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod aparte, mă ghidez de atunci după acest verset într-un mod special. Și viața mea are culoare perfectă înaintea lui Dumnezeu. A doua epistolă a lui Ioan cu versetul 8. Un cuvânt frumos al Bibliei și ascultați-l bine, notați-l. Puneți-l în telefoane, în inimă prima dată, după aia în telefoane, în notițe. Și acest cuvânt al Bibliei spune în felul următor. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Amin. Vreau să fac o rugăciune scurtă. Ne smerim cu toți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeule mare și sfânt, stăm înaintea ta în aceste momente. Într-o vreme așa cum e ea, plină de confuzie, dar într-o vreme în care credem și știm că tu ești și rămâi suveran, că tu ești Dumnezeul care cercetezi inimile noastre, că ești Dumnezeul care vezi din înălțimea cerurilor pe fiii oamenilor și că ești Dumnezeul care poți să ne mai îmbraci cu putere și cu speranță. Te rog din toată inima în această seară, coboară cu autoritatea Duhului Tău cel Sfânt. Vorbește inimilor noastre, revigorează ființele noastre și arată-ne încă o dată că Tu ești Dumnezeul care niciodată nu pierzi controlul. Te rog să cercetezi fiecare inimă, să lași pe Duhul Tău cel Sfânt să treacă printre rânduri, să fie acel care să facă apropierea în distanțierea aceasta fizică, Duhul Tău cel Sfânt să facă apropierea perfectă între sufletele noastre și Tine și să putem să spunem încă o dată în această seară, Dumnezeul nostru e viu, binecuvântat să fie numele Tău. Amin. Vedeți, Dumnezeu știe să aducă așa prilejuri frumoase, momente frumoase, să putem să stăm în jurul Evangheliei și să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. Vreau să vă spun ceva. M-am frământat mult ce să vă predic în seara asta, m-am tot gândit ce am predicat data trecută, m-am tot frământat și am zis, Doamne, ce să le spun la oamenii ăștia? Puteam să iau o predică de altă dată, am stat acolo pe scaun și Dumnezeu mi-a dat câteva gânduri. Și nu știu pentru cine sunt în seara asta, nu știu cui Dumnezeu vrea să vorbească, nu știu pe cine Dumnezeu vrea să îl conștientizeze de anumite lucruri, dar vreau să vă spun ceva. Tot ceea ce o să vă spun în seara asta sunt direct din inima lui Dumnezeu. Sunt pentru dumneavoastră care în seara asta v-ați făcut timp să veniți aici la închinare și n-ați zis, bă, pot să mă duc în altă parte. Și ați venit aici la închinare, în locul unde se cheamă numele lui Dumnezeu. Am cântat împreună, ne-am rugat împreună, ne-am făcut o cercetare mai devreme să vedem cam cum stăm cu casa, să ne fie în rânduială viața, casa, trăirea și Dumnezeu cam vrea să mai continue ceea ce poate a început mai devreme. Vedeți dumneavoastră viața asta pe care Dumnezeu ne-o lasă să trăim. Câte zile ne dă, alții mai mulți, alții mai puțini, alții până la adânci bătrâneți, alții pleacă foarte de tineri. Dar viața pe care noi o trăim e o viață și o bătălie în viață pe viață și pe moarte. Și în viața aceasta fizică pe care noi o trăim este o bătălie spirituală pe viață și pe moarte. Viața e un pachet de pierderi și de câștiguri. Viața e un pachet de bucurii și de regrete amestecată. În pachetul ăsta numit viață găsești satisfacție și găsești de multe ori că te îngenunchează momentele grele ale vieții. Și sunt oameni care în timpul ăsta, anii care Dumnezeu îi dă, trec prin anumite momente grele și cumplite și spun la un moment dat ei, am pierdut tot, zice, nu mai am nimic, am pierdut tot.
Am văzut oameni care și-au îngropat amândoi copii și au zis, gata, am pierdut tot. Am văzut oameni care au pierdut business-uri după ani de zile de luptă. Tot business-ul lor, care au zis, bă, las la fiul meu când eu ies la pensie. S-au făcut praf în doar câteva luni. Și omul disperat a zis, gata, am pierdut tot. Am văzut oameni care și-au îngropat soțul și doi copii, trei sicrie în casă. Și au zis, gata, viața mea aici s-a oprit, tot am pierdut. Și oamenii au exprimat în momentele vieții complicate, pentru mine s-a năruit absolut tot. Și cu toate astea, că aparent omenește, viața era deja prăbușită, au venit alții cu încurajări și au zis, lasă, nu-ți fă probleme, viața merge înainte. Am îngropat eu în pandemie oameni de coronavirus, oameni tineri. Și la un moment dat au zis, gata, ziceau familiile lor, s-a dus tata, am pierdut tot, era capul familiei. S-a dus mama, am pierdut tot, era capul familiei. Zile trecute, o mamă la 5 copii, 40 ceva de ani, vă dați seama, copiii plângeau lângă mormântul mamei lor și au zis, gata, s-a năruit tot. Pentru că mama s-a dus, dar au venit oameni și au spus, știi, uite, lasă că viața merge înainte, viața se reconfigurează. Și e adevărat. Orice îi pierde în viața asta, viața mai devreme sau mai târziu se reconfigurează. Morții se uită, sentimentele se rup. La un moment dat ai respect pentru cei care ți-au fost dragi, au plecat din, pe pământul ăsta înaintea noastră, dar acel sentiment puternic, de acea părere de rău pe care ai simțit-o în ziua mormântării, nu mai simți, se diminuează, pentru că viața se reconfigurează și merge înainte. Și orice îi pierde pe pământul ăsta, că pierzi business-ul, că pierzi pe cineva drag, că pierzi ceva la care ai ținut. Gândiți-vă la Iov, 10 sicrie în casă, el un om bogat și a pierdut absolut tot, pe o grămadă de gunoi, cu ciob în mână, dragii mei. Iov era la un rang extraordinar, când Iov ajungea într-un loc, toți înțelepții făceau loc. Zice, a venit marele Iov, acum trebuie să ne vorbească Iov. Gândiți-vă la poziția lui extrem de puternică, la respectul pe care îl primea și la un moment dat omul ăsta a devenit pentru societatea din vremea lui un gunoi pe o grămadă de gunoi. El un morman de gunoi fizic, pe o grămadă de gunoi omenească, stătea omul ăsta așa gunoi pe un gunoi din punct de vedere a unor oameni. Și putea să zic că eu v-am pierdut tot pe o grămadă de gunoi cu un ciob în mână. Își cărpina bubele, oameni buni cu ciobul, nici cu mâinile măcar nu mai putea. Bubele alea, spun specialiștii, sângerau extrem de puternic. Te umpleai de sânge pe mâini. În vremea aia și în ideologia vremii, când te umpleai de sânge pe mâini, erai spurcat. Și-o zis eu, măcar atâta să mai fac și eu, să nu mă umplu cu sânge pe mâini, mă scarpin cu ciobul. O pierdut Iov aparent absolut tot, dar Dumnezeu într-o zi din cer a zis, Iov, eu am văzut sufletul tău curat, ascultă-mă bine Iov, ai pierdut pentru moment, ai pierdut omenește, dar n-ai pierdut ceea ce e cel mai important. Și Dumnezeu din cer vorbește pentru Iov într-un mod formidabil. Și oamenii au nevoie în vremurile astea să înțeleagă că nu-i mare problemă când pierzi business-ul, că-ți pierzi locul de muncă, că-ți pierzi lucrurile de pe pământ, că viața se reconfigurează, vine altceva. Marea problemă e când îl pierzi pe Dumnezeu. E cea mai mare problemă. Știi ce-i șocant pentru mine? Că trăim în generația în care oamenii spun, nu vreau să-mi pierd locul de muncă. Sunt oameni care în spital spun, n-am voie să divul nu știu ce, că mă dau afară și îmi pierd locul de muncă. N-am voie să fac aia, că pierd nu știu ce. Dragii mei, foarte bine să te îngrijești să nu pierzi lucrurile de pe pământ. Dar atât ai de ciudat că în antiteză cu toată povestea asta sunt oameni care îl pierd pe Iisus mult prea ușor. Și în seara asta v-am citit versetul ăsta, să-l țineți minte, care spune, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre. Și dacă s-ar fi oprit Biblia aici, aș fi zis, băi, rodul muncii de pe pământ, păzește-ți bine business-ul, păzește-ți bine banii din cont, păzește-ți bine nu știu ce, nu. Dar ascultați cum Biblia prin versetul ăsta ne duce cu gândul la cer. Și să păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți ce? O răsplătire divină. Pentru că, dragii mei, e mai important să-ți păzești inima și viața, să nu-L pierzi pe Iisus. În momentul în care pierzi ceva în viața asta, suferi un regret. Zice, mi-am pierdut o prietenă, mi-am pierdut un prieten. Bă, îmi pare rău, zice, era prietenul meu, l-am pierdut. Dar, dragii mei, cu toată părerea asta de rău, viața merge înainte. Îți faci alți prieteni, aduce Dumnezeu altceva.
Dar la un moment dat, când pierzi rodul muncii tale vis-a-vis de cer și de împărăția lui Dumnezeu, regretele astea sunt veșnice și momentele sunt irecuperabile. Și Dumnezeu ne-a mai dat viață și zile să ne spună: păziți-vă bine, să nu pierdeți rodul muncii voastre. Dragii mei, știți cum se poate pierde rodul muncii tale, că te zbați 10 ani, 5 ani, 2 ani, 6 luni să stai aproape de Dumnezeu? Că la un moment dat îți vine cheful de pocăință și spui: de astăzi încolo să fiu altfel, îi iubești pe toți, îi strângi în brațe pe toți, apreciezi pe toți, faci milostenii și după aia dintr-o dată vine bătălia pe viață și pe moarte spirituală și vrea diavolul să-ți aducă înainte câteva obstacole și mulți pierd rodul muncilor. Și vin și spune câte unul, frate Alin, un an de zile am fost extraordinar de pocăit. Și unii cred că dacă un an de zile ar putut să fie foarte pocăiți, mama mia, ce loc le dă Dumnezeu în cer. Nu, oameni buni, Biblia spune foarte clar: mai mult face sfârșitul unui lucru. Și de-aia Biblia spune: omule bun, păzește-l în permanență, păzește sufletul în permanență, păzește-ți viața în permanență, că rodul muncii tale se poate pierde ușor din neatenție. Ca să nu pierzi rodul muncii tale, să nu pierzi răsplătirile divine, să nu pierzi momente frumoase, ascultați-mă bine, e obligatoriu să înțelegi un următor aspect, că n-ai voie să pierzi brațele tatălui. La un moment dat, fiul risipitor, o prins din nou gustul de brațele tatălui, l-a prins din nou tata în brațe, dar a pierdut copilul ăsta câțiva ani din viață, a pierdut câteva luni din viață, a pierdut momente frumoase din viață în care a mâncat roșcove pentru faptul că a pierdut brațele tatălui. Și pierzi brațele lui Dumnezeu. Biblia spune așa: voi fiți atenți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numească copii ai Săi, copii ai lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Când eu am pe copilul meu și copilul meu vine pe lumea asta, primul lucru pe care îl fac, ce fac? Îl iau în brațe, că e fiul meu. Dumnezeu zice: ți-am arătat dragostea asta să te iau pe brațele mele, să te țin pe brațele mele, în brațele mele să poți să-ți păzești viața, să poți să te ții neîntinat, să poți să te ții curat și sfânt. Și unii oameni pierd brațele lui Dumnezeu. O pierdut tânărul ăsta, fiul risipitor, brațele lui Dumnezeu, că a vrut faimă. Oameni buni, ăștia care umblați după faimă, o să pierdeți brațele lui Dumnezeu și implicit veți pierde răsplătirile divine și tot rodul muncii de 10 ani de pocăință se poate face praf într-o săptămână în care vrei numai faimă. O vreau libertate, o zis: eu nu mai stau lângă tata, mă, eu vreau libertate. Eu vreau să fiu eu pe val, să fiu eu cineva, să pot eu să mă conduc singur. Și în momentul în care au vrut libertate, au pierdut brațele lui Dumnezeu. Au vrut să fie el, să se coordoneze el singur. Și nu, eu vreau să mă coordonez eu. Lăcomia l-a smuls din brațele tatălui, dacă vreți. O zis: dă-mi partea mea de avere. Și au plecat cu bani în buzunar să le arate la toți cât el de șmecher. Și la un moment dat, după o bucată de vreme, a început să mânce roșcove, pentru că nu mai era în brațele tatălui. Ascultați-mă bine, când nu mai ești în brațele tatălui, începi să ai o credință logică și asta nu-i biblică. Am început să văd în generația noastră că ne confruntăm din ce în ce tot mai mulți cu oameni care au credință logică. Zice: o zis bine predicatorul, logic ce o zis el, serios? Așa e credința, logică? O zis la un moment dat Pavel: eu n-am venit cu înțelepciune înduplecătoare. Știți ce înseamnă înțelepciune înduplecătoare? Înțelepciunea înduplecătoare nu atinge inima. Înțelepciunea înduplecătoare atinge numai intelectul. Zice: bă, înțelepciune care mă înduplecă și spune că e așa cum zice el, adică într-un cuvânt înseamnă logic. Și zice: eu am venit cu o vorbire dată de Duhul și de putere, de ceva care a atins inima. Și oamenii care pleacă din brațele tatălui gândesc doar logic. Și tânărul ăsta a zis: bă, logic, dacă plec de acasă cu bani în buzunar, o să fiu pe val. Logic. Dar a fost numai logic pentru el, că nu a fost așa. Unii oameni fac de multe ori planuri numai logice. Că de-aia Biblia spune: planurile sunt ale omului, dar decizia atârnă de Dumnezeu. Și la un moment dat spun: bă, logic, dacă fac asta, îmi iasă. Logic. Dacă nu ești în brațele lui Dumnezeu, rămâi cu logică omenească în brațele tale. Și la un moment dat viața te îngenunchează și îți va șopti Dumnezeu din cer. Credința nu merge pe logică.
Dragii mei, ascultați-mă bine, în generația noastră, și mă doare asta, sunt tot mai mulți oameni care se coordonează după o credință logică și în momentele alea se smulg din brațele lui Dumnezeu. Tu după ce credință te... Eu asta o crezut, o avut o credință logică, fiul risipitor. O zis, logic, dacă pleci de acasă cu bani, o să am faimă. O bătu la ușa porcarului și o zis, auzi, eu sunt prunc cu faimă, zice. Băiatul stăpânului puternic, zice, n-ai nevoie de și pe mine pe acasă. Ba da, zice, am niște porci undeva în grădină. Bă, dar nu-i logic să mă pui pe mine la porci. Nu-i logic al ta, a mea îi. În viața aceasta, dragii mei, când te smulgi din brațele tatălui că vrei libertate, că vrei să-ți faci tu planuri de unul singur, fă-ți-le, aparent logic îți iasă, după aia viața se complică și doar Dumnezeu mai are soluții să le descălcească. Știți ce e foarte important? Să nu-ți pierzi rodul muncii tale? I-am spus la un bărbat în urmă cu câteva luni, omule bun, nu mai juca teatru cu pocăința să mă împingi ca la mormântarea ta să exagerez. Ești un bătrân și va trebui la mormântarea ta să exagerez și să spun că a fost om bun, că a fost om de treabă, dar tu de fapt ți-ai pierdut rodul muncii tale, că ai luat-o pe alte căi, ai luat-o pe arătură, umbli numai cu zânzani, ești numai să bași trâmbă între frați, tu ai logica ta nebună care nu bate cu logica lui Dumnezeu sub nicio formă. În condițiile astea, dragii mei, ascultați-mă bine, Dumnezeu te lasă jos din brațe și spune, bă, dacă tu vrei după logica ta, du-te! Dacă tu vrei libertatea ta, du-te! Dacă tu vrei lăcomia ta, du-te! Și vin momentele grele și zici, Doamne, brațele tale, unde-s, mă, brațele lui Dumnezeu? Că tu te-ai smuls de acolo. Doamne, dar vreau să mă păzesc, să nu pierd rodul muncii mele. Păi rămâi în brațele lui Dumnezeu. Nu pleca de acasă, omule bun. Nu-ți lua tu banii, că logic ar fi că tu te poți descurca. Nu-ți lua tu viața în mâini ca fiul risipitor. Că dacă ai bani, faimă, nume, vei reuși din punct de vedere logic, a logicului omenesc, că vei pierde la un moment dat și mulți își pierd rodul muncii lor de un an, doi, trei, cinci. Știți ce e foarte ciudat? Eu nu înțeleg ruperele de biserici, nu le înțeleg. Și unii vin și spun, logic, o să ne iasă. Omule bun, cum să-ți iasă când tu rup niște frați? Că logic, că ei cei mai buni cântăresc, că ei cei mai buni soliști, că ei pe nu știu cine și spui, bă, logic, nu o să ne iasă dacă nu-s brațele lui Dumnezeu. E logica aia ieftină care într-un an, doi, dai kix și mai omor și câteva suflete după tine. Oamenii sunt foarte ciudați când cred că ei pot să reușească de unii singuri și au o logică ciudată. Te-ai luptat până astăzi și ești la pocăință de un an, 2, 3, 5, 10, 20 de ani. Diavolul va da o bătălie puternică prin lăcomie, faimă, libertate. Nu din aia în Hristos. Și libertate să faci ce vrei tu. Ca să te smulgă din brațele lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ce putere are mâna lui Dumnezeu foarte scurt. A dat cea mai frumoasă lecție la Golgota Fiului Dumnezeu și a zis așa, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și acolo, dacă vă veți uita în Biblie, Duhul e cu D mic, ceea ce înseamnă, s-ar traduce așa, Tată, în mâinile tale îmi încredințez viața. Eu în brațele tale îmi pun viața. Deci știți cât o mai trăit Iisus? Unii spun că 4 ore, alții că 6 ore, alții că vreo 7. Cât s-o scurs sângele din el, picătură cu picătură. Și mai apoi Duhul de viață s-a dus. Și m-am tot gândit, bă, pentru 4 ore să te mai pui în brațele Tatălui, că oricum nu poți să păcătuiești, că ești pe cruce. N-ai ce să mai faci, îți mai arde de păcătuit. A înțeles Fiul lui Dumnezeu că doar pentru câteva ore El trebuie să fie în brațele Tatălui. Da, păi noi pentru încă 20-30 de ani de azi înainte. Pentru că mâna lui Dumnezeu, ascultați ce zice Biblia, când Moise a zis, Doamne, vreau să te văd în față, a zis Dumnezeu, Moise, nu mă poți vedea, dar am să te bag în crăpătura stâncii, am să trec și ai să-mi simt slava, dar ca să nu mori, Moise, am să te ocrotesc cu mâna mea. Pentru că atunci când vrei să nu-ți pierzi rodul muncii tale, nu crede că te poți păzi tu singur și ancorează-te în brațul lui Dumnezeu, că cel care poate să dea o crotire e Hristos însuși, binecuvântat să fie numele Domnului.
Când David l-a supărat pe Dumnezeu și au început oamenii să-i facă judecata lor, știi ce a zis David? O, zice, decât să cad în mâinile oamenilor, mai bine să cad în mâna lui Dumnezeu, că la el tot se mai găsește îndurare, milă. Pentru că atunci când îți pui viața în brațele lui Dumnezeu și spui, Doamne, eu vreau să-mi păzesc viața fiind în brațele tale, sub coordonarea ta și ai nevoie de milă, suveranul din cer coboară, zice, mâna mea e plină de milă și mai am milă de tine să-ți mai dau putere, să mergi mai departe, să se mai rezolve conflictul, să mai iubești pe alții ca și înainte, să mai cânți cu devotament, să te mai rogi cu putere, am milă să te mai îmbrac cu putere. Că mâna lui Dumnezeu în al treilea rând aduce putere. La un moment dat un proroc zice, eram la râul Chebar și acolo a venit mâna Domnului peste mine și a fost momentul când Dumnezeu l-a îmbrăcat și împuternicit cu putere. Oameni buni, cei care îndrăznesc să se dea jos din brațele lui Dumnezeu după logica lor, vor pierde rodul muncii lor și la final vor fi din echipa aia care vor spune, Doamne, dar n-am alergat eu pentru tine, Doamne, dar n-am iubit eu ca și tine, Doamne, dar n-am prorocit eu, Doamne, dar eu n-am făcut. Dragii mei, atât e de dur cuvântul ăla și spune, plecați, blestemaților, că viața a jucat teatru, ați avut logica voastră, ați crezut că puteți să vă luați viața în mâinile voastre. Am întâlnit atât de mulți oameni care după ce au ajuns pe patul de spital au spus, mai vreau să mai merg la biserică, dar de ce? Că vreau să mă simt din nou în brațul lui Dumnezeu. Bă, dar 45 de ani, ce ai făcut, mă? Că de-aia v-am apreciat că ați venit la biserică. 45 de ani, 52 de ani, 61 de ani, ce ai făcut? Când ai avut chef? Dragii mei, ascultați-mă bine, pentru că bătălia spirituală e pe viață și pe moarte și diavolul vrea să pierzi tot rodul muncii tale. Știți că diavolul, după ce ții o zi de post, vrea să o pierzi. Ce-am ținut o zi de post, mă lupt. Și diavolul vine și dă luptele. Dar acolo unde e brațul lui Dumnezeu la lucru, Dumnezeu îți dă putere, că v-am zis mai devreme că mâna lui Dumnezeu aduce putere, îți dă putere să lupți cu demnitate și să câștigi bătălia. Vin unii oameni și spun, frate, Alin, zice, am vrut să-ți împoși și n-am putut, că a venit diavolul și m-a ispitit. Vreau să spun foarte clar, nu ai fost în mâna lui Dumnezeu. Punct. Când ești în mâna lui Dumnezeu, capeți iertare. Când ești în brațele lui Dumnezeu, capeți iertare. Ascultați-mă bine. O venit fiul risipitor din nou în brațele tatălui și o căpătat iertare. Iertarea, țineți minte, se simte. El mai întrebă câte unul, băi, ești iertat? Da, frate Alin. Bă, serios? Păi așa să răspunde la iertare, numai un dat din ăla sec? Acolo în casa tatălui, a fiului risipitor, pentru că s-a lăsat cu iertare, s-a simțit. Acolo sentimentele au explodat. O zis tata, aduceți vițelul cel mai îngrășat. Oameni buni, știți de ce mulți nu mai simțiți iertare și credeți doar într-un mod logic că o aveți pentru că ați cerut-o? Atenție, iertarea se simte. Uitați-vă la un copil. Mulți cred că ei, mă, ești iertat, da, zice că mi-am cerut iertare și după aia ai simțit ceva. A, nu, ca înainte, dar mi-am cerut iertare. Și el crede că e iertat. Nu, fals. Foarte fals. Nu ești în brațele lui Dumnezeu? Ai cerut-o doar așa, după logica ta, așa ai crezut că a ajuns. Logic, cred că a ajuns rugăciunea, ai zis tu. Uitați-vă la un copil care face o prostie. Știe că tata îi poate să-i dea o corecție demnă. Și vine copilul și spune, tati, te rog frumos, mă ierți? Și stă copilul în fața tatălui, care tata stă serios, și copilul stă neclintit. De-abia respiră. Tati, mă ierți? Și tata nu zice nimic. Tati, mă ierți? Deja tensiunea crește. Copilul știe că dacă tata spune du-te în cameră și așteaptă-mă, poate și o corecție pentru prostia lui. Și așteaptă. Tati, mă ierți? Și ascultați-mă, copilul până în momentul ăla să vină să-și ceară iertare, stătea săracul ca pipernicit, că eu zic, mamă, să ai grijă că vine tata tău acasă. Și o sta cu răsuflarea la gură, tati, mă ierți? Și până la urmă tata spune, tati, iert, să nu mai faci. Ce reacție are copilul ăla? Ei vine să ia pe toți în brațe.
Se duce înapoi la joacă, își face curățenie în cameră, zice, gata, cel mai bun, cel mai bun tată din lume, iasă la aia, la copii de la joacă, eu am cel mai bun tată din lume, tatăl meu m-a iertat și am făcut o prostie, am cel mai bun tată din lume, unde-s pocăiții care să mai zică asta? Unde-s oamenii care spun, eu am iertarea lui Dumnezeu și o simt? Și strig la toți că Dumnezeu m-a iertat și m-a eliberat. Cei mai mulți au parte de o iertare din asta logică. Da, mi-am cerut, cred că m-a iertat. Și cu asta ei cred că l-au păcălit pe Dumnezeu. Dacă nu simți iertarea, să poți să le arăți și altora că tu simți că Dumnezeu te-a iertat. Nu ești în brațele lui Dumnezeu. Nu putea să zică fiul risipitor că l-a iertat taică-so. Până când n-o simți din nou mâinile lui pe spatele lui, mâinile tatălui pe spatele fiului. În momentul când au zis, că o zis, tată, aduceți vițelul cel mai îngrășat, aduceți haina cea mai frumoasă, aduceți inelul să-i puneți în deget. Ăsta au zis, bă, uite cât i-a făcut tata, înseamnă că m-a iertat. O putut să spună la toți, o fi venit la vecin, bă, tu iertat tată tot pentru ce ai făcut, mă? M-a iertat, tu te, mă, nu cred. Pe altfel n-ar fi tăiat vițelul. O avut cu ce să dovedească. Eu vă întreb pe dumneavoastră, voi ierta Dumnezeu? Toți ați zice da. Nu vă pun să ridicați mâna. Că după aia vin și vă întreb, și cum, ia, care e viața de aici încolo? În trei cuvinte ați încheia propozițiile. Unii poate nu. Dragii mei, când e iertarea lui Dumnezeu, că ești în brațele lui Dumnezeu, iertarea se simte. Ca să nu pierdeți rodul muncii voastre, ascultați-mă bine, să nu pierdeți brațele lui Dumnezeu niciodată. În al doilea rând, ca să nu pierzi rodul muncii tale, e obligatoriu să nu pierzi momentele în care Dumnezeu îți vorbește. Știți că foarte mulți oameni, din păcate în ultima vreme, sunt tot mai neatenți la glasul lui Dumnezeu? Spuneam cuiva zilele trecute, prin toată pandemia de COVID, unii n-au priceput nimic. Deci, o venim, mă, coronavirus? Așa au vrut Soros, Bill Gates, serios? Biblia spune că pe pământul ăsta nimic nu e neîngăduit. Dumnezeu coordonează tot și toate cu un scop. Prin toate Dumnezeu vrea să-ți vorbească ceva. De ce ai pierdut, mă, ăia 500 de euro s-au căzut din buzunar? Păi, n-am fost atent. Stai. Fă-ți un pic niște alte socotele. Dragii mei, Dumnezeu are N momente în care vrea să vorbească oamenilor. Și oamenii nu vor să ia aminte. La un moment dat, Dumnezeu i-a dat o ocazie frumoasă lui Irod și striga Ioan Botezătorul, Irod, stop, că n-ai voie să o ții pe cumnată ta de nevastă. Nu l-a interesat pe Irod. S-a întâlnit Irod față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Întrebări, unu, Iisus nimic. A doua întrebare, nimic. A treia întrebare, nimic. Bă, dar tu nu mă bagi în seamă. Păi ți-a trecut vremea, Irod, l-am lăsat pe Ioan Botezătorul și ți-am vorbit în vremea aia că trebuie să te oprești și nu te-a interesat. Vin oamenii la biserică sănătoși, nu împinge nimeni un scaun cu rotile după voi, n-am văzut niciun scaun cu rotile aici, n-am văzut până acum nicio cârjă, ați venit oameni pe picioarele voastre, Dumnezeu să vă vorbească și mulți nu iau aminte, vine cancerul și vor după aia Dumnezeu să le vorbească, dar Dumnezeu îți dă vremea asta plină de sănătate, plină de putere să-ți mai vorbească și să-ți mai spună, omule bun, vor veni momente grele în viață, dar tu să rămâi statornic în Hristos. Că a venit Iosif, ăsta de ce a putut să asculte, mă, oameni buni? A venit Iosif, s-a pus Iosif săracul să doarmă și Dumnezeu îi dă un vis. Iosif, 11 stele, soarele și luna se vor închina înaintea ta. 11 nopți se vor închina înaintea ta. Era glasul lui Dumnezeu pentru Iosif și Iosif a stat atent la glasul lui Dumnezeu. A venit momentul în care frații lui și-au bătut joc de el și Iosif a rămas vertical pentru că a fost atent la vremea când Dumnezeu i-a vorbit. L-au luat și l-au aruncat în groapă și Iosif nu i-a dușmănit, că Iosif a stat atent la vremea la care Dumnezeu i-a vorbit. L-au vândut pe Iosif, l-au legat după cămilele ismaeliților. Acolo, dacă în vremea aia, dacă nu erau cămile, îl bătea pe rob, săracul Iosif, și bătut, și bajocorit, și vândut, și ocărât. Și Iosif zice, mie Dumnezeu într-o zi mi-a vorbit. A avut Iosif de ce să se aghețe. Ajung oameni la terapie intensivă cu mască de oxigen pe nas și dau în disperare.
Pentru că au avut o vreme în viață când Dumnezeu le-a vorbit că vor trece pe acolo și n-au vrut să ia aminte și încep să rostească ce nu trebuie, încep să aibă atitudini care nu trebuie. Vine medicul și spune cancer, te duci pe holul de la oncologie și medicul spune cancer. Și la un moment dat când medicul spune că tu începi să înțepenești, nu mai ai aer. Nu, în vremea asta când ai aer îți face testul de COVID, mai bine nu. Zice, bă, nu mai ai aer, zice, bă, nu mai pot, gata, cancer. Și la un moment dat, dragii mei, ascultați-mă bine, oamenii nu mai au de ce să se aghețe pentru că a fost o vreme în care Dumnezeu a vrut să le vorbească. Nu te da jos din brațele lui Dumnezeu, că în brațele lui Dumnezeu mai există salvare și omul nu a vrut să ia aminte la vremea aia. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, nu pierde momentele în care Dumnezeu îți vorbește. Mai deschide Biblia. Dacă vrei să-ți păstrezi rodul muncii tale, mai deschide Biblia. Mai uită-te în Scriptură ce Dumnezeu mai vrea să-ți spună. Nu rata nicio zi în care să nu deschizi Biblia. Ești ocupat, serios. Înseamnă că ești dat jos din brațele lui Dumnezeu dacă ești prea ocupat. Ai multe pe cap. Înseamnă că de Dumnezeu ai uitat dacă ai prea multe pe cap. Ești prea ocupat, prea prins, prea businessman, prea hâtiat după bani și după faimă. Ești ca fiul risipitor care mâncă lături. Și Dumnezeu zice, omule bun, îți dau ocazii să-ți vorbesc, nu le pierde. Irod l-a pierdut. Iosif nu. Ce vrei să-mi spui, Doamne? 11 znopi o să închine înaintea ta. Sigur, pe bune, Iosif. Bine, Doamne, dacă tu îmi promiți. O ajuns ăsta dita mai demnitar în Egipt. Era cel mai tare acolo. Și a zis, mie Dumnezeu într-o zi mi-a vorbit. Dar Iosif, tu să-i îmbrățișez cu blândețe. Și vin 11 vlăjgani. Nu mai avem grâu, stăpâne, zice, nu mai avem grâu, gata, se muritori. Se închină toți în fața lui Iosif și Iosif îi recunoaște că-s frații lui. Dumnezeu i-a vorbit de momentul ăsta, că a stat atent. Știți ce spune Biblia? Iosif s-a dus într-o altă încăpere și a plâns. A fost plânsul care l-a ținut în brațele lui Dumnezeu. Doamne, eu ies înapoi afară. Ăștia s-a mei. Ăștia s-a mei. L-au văzut până la pe cel mai mic, feblețea sufletului familiei lor. Au zis, toți plecați, ăsta rămâne. Dar știți de ce l-au ținut pe de altă parte? Să aibă siguranța că se vor întoarce. Chiar au ai lui. Dacă Iosif n-ar fi stat atent la acel moment, poate n-ar fi știut să reacționeze. Bă, nemernicilor, m-ați vândut, mă? Bă, dar voi chiar așa? Dar Iosif a stat atent. Oameni buni, ca să nu pierzi rodul buncii tale, tu mai stai atent la ce-ți vorbește Dumnezeu? Am iertați-mă, vă iubesc. Nu vreau să fiu prea direct. Dar întrebarea mea e, vă mai vorbește Dumnezeu? Mai e momentul în care să te trezești dimineață și să spui azi noapte de la 2 la 3. Dumnezeu mi-a spus ceva. Ieri noapte am avut o noapte mai specială. Dumnezeu m-a luat în brațele lui mai aparte. M-a încredințat că orice ar veni eu sunt brațele lui. Mi-a vorbit Dumnezeu pentru vremurile care vin. Dragii mei, ascultați-mă bine. Știți ce frumos îi când stai în brațul lui Dumnezeu și El îți vorbește și vine mai apoi momentul de încercare, dar tu ai siguranța că Dumnezeu e la cârmă? Eu în vremea asta care vă predic, sunt într-un foc formidabil. Nici nu vreau să-l povestesc cuiva, nu l-am zis mai la nimeni. La urmă cu 2 luni de zile, un frate a venit la mine și a zis, frate Alin, hai până la mine acasă. Și am zis, nu vin că n-am vreme. Dar te rog frumos, 5 minute, hai până la mine acasă. Eram foarte ocupat, am venit de la Bistrița, plecam la Brăila, eram distrus, am zis, bă, nu mai am vreme. O zis, te rog, 5 minute. M-am dus la el acasă 5 minute și o zis, frate Alin, m-a pus Dumnezeu să te chem și să-ți spun în felul următor, de azi eu o să mă rog pentru tine, că în scurtă vreme vei trece printr-un foc mare. Dar zice, auzi, rămâi în brațele Tatălui, că Dumnezeu va striga victorie. N-am zis la nimeni, nici nu zic. Tremură uneori carnea pe mine noaptea și mă întreb, Doamne, cum o scos la capăt și pe asta? N-am nicio vină. N-am complicat eu lucrurile. Nu e neapărat de mine, dar ține de mediul în care mă învârt.
am acea liniște perfectă că în mijlocul oricărei furtuni și oricărui foc e Dumnezeu acolo. Au plecat 3 tineri din Babilon, 4, Șadrag, Meșac și Abednego și Daniel, prietenul lor. Când au plecat de acasă, le-au zis mama și tata, ascultați bine, Dumnezeul pe care noi îl slujim să rămână Dumnezeul vostru. O venit la un moment dat împăratul, bă, nu vreți carne din asta bună, nu. Bă, vin din ăla bun, nu. Mă, închinați-vă în fața chipului înălțat, nu ne închinăm. Bă, vă arunc în cuptor, o să ardeți, împărate, și de ardem tot nu ne închinăm. Și ascultați acum, și-au adus aminte de momentul în care părinții le spuneau, în brațele lui Dumnezeu și în foc există aer condiționat. O zis, împărate, și dacă vom arde, noi nu ne închinăm, dar mai știm ceva, împărate, Dumnezeul nostru ne poate scoate din mâna ta. De unde ori știut asta? Au avut un moment de atenție acasă în care au stat atenți la ceea ce părinților le-au spus. A fost o vreme în care Dumnezeu le-a vorbit. O să vină focul, dar eu o să vă scot de acolo. Câți am băgat, zice împăratul? N-am băgat 3. Pă ba, da-s 4. Cam asta e matematica lui Dumnezeu. Eu și Dumnezeu vom avea majoritate. Familia mea și Dumnezeu întotdeauna e pe val. Casa mea și noi în brațul lui Dumnezeu întotdeauna va fi bine. Îmi iau câteodată copiii și le spun, ascultați-mă, zilele trecute mi-am luat copiii și i-am pus pe balansoară acolo în curte și le-am zis, ascultă-mă, voi dacă veți fi acei oameni care îți veți iubi pe Dumnezeu și vă veți ține de Dumnezeu și veți arăta că sunteți copiii lui Dumnezeu, întotdeauna pentru voi Dumnezeu va avea un cuvânt. Și Darin ăla mic ținea la o bicicletă din calea afară, la toți verișorii lui care erau acolo în curte, când au vrut bicicleta, le-au dat-o la toți. Și am zis, Darin, dar cum de-ai devenit așa de treabă, mă? O zis, tati, eu vreau să-L arăt pe Domnul Iisus. Pentru că știu că atunci când îl arăt, Dumnezeu i-a vorbit, uite, eu i-am predicat la fiul meu acolo pe balansoar, mă, tu să asculți și să-L arăți pe Domnul Iisus. Și vreau să-L arăt. Tu mai prinzi momentele când Dumnezeu îți vorbește? Mai ții la momentele astea? Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, dacă nu mai ții, vei pierde rodul muncii tale într-o zi. Ca să nu pierzi rodul muncii tale, ascultați-mă, în al treilea rând e obligatoriu să nu pierzi ofertele și ocaziile care Dumnezeu ți le dă. Îți dă Dumnezeu ocazii să iubești și tu pierzi ocazia. Te trezești prea târziu. Îți dă Dumnezeu ocazie să faci o faptă bună și tu o pierzi. Îți dă Dumnezeu ocazia să bagi la tine în casă un amărât și n-ai vreme, o pierzi. Gândiți-vă la bogatul și la Lazar. Câte regrete o putut să aibă bogatul că nu l-a băgat pe Lazar în casa lui toată viața. Și la un moment dat când l-a văzut pe Lazar că e în sânul lui Avram, a zis, părinte Avrame, trimite rogu-te în casa tatălui meu pe Lazar. Dar bă, bogatule, l-ai avut pe Lazar la poarta ta atâția zeci de ani și nu l-ai băgat în seamă niciodată. Ai pierdut ocaziile bune. Pentru că în viața aceasta auzeam la un moment dat și am mai zis eu asta destul de des. Au murit un verișor de-a meu și un prieten de-a lui, 17 ani și 21 de ani. La un moment dat, în ziua mormântărilor, doi polițiști de la rutieră plângeau. Au murit în accident de mașină. Și cineva le-a spus, dar voi de ce plângeți? Ați fost la locul accidentului? Nu a fost o tragedie mare. I-au pus pe amândoi în biserică, biserică mare și arhiplină în ziua mormântării. Au zis, dar ați fost la accident? N-am fost la accident. Deci i-ați cunoscut? Nu personal. Dar atunci de ce plângeți? Au murit în 12 decembrie. Cu câteva zile înainte să moară ei, ziceau polițiștii, noi stăteam lângă mașină. În fața magazinului Bila era un frig, șeful a zis să stăm afară din mașină, nu era circulație, dar așa a fost ordinul. Și-au venit la noi ăștia doi tineri, aveau și vorbele la ei, cu două cafele calde, era iarna. Și-a spus unul dintre ei, eu sunt student și studenții niciodată n-au bani și el dintr-o familie cu 10 copii și-au rămas fără mamă acum 4 ani. Eu am avut 2 lei și l-au avut 2 lei. 2 lei ai mei cu 2 lei ai lui sunt 2 cafele. Am venit să vi le dăm în numele Domnului 2 cafele calde și să vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze. Au zis, au avut ultima ocazie din viața lor
să-L arate pe Dumnezeu. La două zile mai târziu a murit. Au avut ultima ocazie din viața lor să-L arate pe Dumnezeu într-un mod puternic și n-au pierdut-o. Ție Dumnezeu îți dă ocazii pe tavă, mai zi-mă de mine. Mai arată că ești preot în casă. Bă, mai iubește-ți nevasta. Bă, vorbește frumos. Du-te la aia care te-au supărat și zic că iubești. Bă, îți dă Dumnezeu ocazie. Fă-o! Lasă-mă, zice, că altă dată ești, înseamnă că nu mai ești în brațele lui Dumnezeu. Nu mă duc! Nu mai ești în brațele lui Dumnezeu. Ai pierdut ocazia în care Dumnezeu ți-a spus mai fă-o. Pierdut-o. Ce rodul muncii, vezi de treabă. Cazanul 16. În viața asta, dragii mei, au fost oameni care au pierdut ocaziile date de Dumnezeu și alți oameni care s-au bucurat de ocaziile date de Dumnezeu. O trecut Iisus prin Ierihon și o zis Bartimeu, asta e ocazia. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. O zis, nu pierd, o venit și lor certa și o zis, bă, taci, mă, nu mai zbiera, mă. Tu vrei bătaie, Bartimeu? Taci. Ascultați-mă bine. O zis Bartimeu, asta e ocazia. N-o pierd. L-au răstignit pe Hristos între doi tâlhari. Unul o dat cu piciorul în marea ocazie de care Dumnezeu i-a făcut parte. Și o zis, dacă tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, dă-te jos! Ălalalt a fost mai inteligent. O zis, bă, nu vorbi așa, că El e pe nedrept aici, noi suntem pe faptele noastre, nu vorbi așa. Iisuse! Și ăsta a început să valorifice ocazia. Când vei ajunge în împărăția ta, adu-ți, te rog, aminte și de mine. Iisus îi face cea mai frumoasă promisiune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Știți de ce? Că n-a pierdut ocazia. Tu ai ocazia de seară să te duci acasă și să-ți iei familia în brațe. Pe toți, strânge pe toți. Mare, mic, nevastă, prunci, ia-i pe toți. Spune-le copiilor tăi, soției tale, soțului tău că iubești și că te rogi pentru ei. Ai ocazia să le spui asta. Că nu se știe pe care ne ia infartul la noapte. Că viața e în mâna lui Dumnezeu în fund și la urmă. Ai ocazia că ești în viață. Ai ocazia să vezi un amărât. Dă-i, fă-i, spune-i despre Dumnezeu, ai ocazia. Dragii mei, cei mai mulți oameni vor rodul muncilor, vor să fie primiți în rai pe petale de trandafir, dar aici toate ocaziile le pierd, dau cu piciorul în ele. Ai ocazia să-i duci o floare la nevastă, dar mă ascultați toți bărbații, pentru că oameni buni, ascultați-mă bine. Poate tu cunoști florăria din colțul străzii și te duci la florărie și treci pe lângă ea și nu o bagi în seamă și ai ocazia să cumperi o floare, să-i duci la nevastă ta și să-i spui, uite, tu ești cea pe care o iubesc, am făcut un legământ cu tine înaintea lui Dumnezeu, așa vreau să-l păstrez cu demnitate până la final, iartă-mă pentru toate momentele în care n-am fost atent, du-i buchetul ăla de flori, că într-o zi poate vei vrea să-l mai duci și nu mai ai la cine, sau când te trezești tu să te duci să-i cumperi de la florărie flori, în loc de florărie second hand, ce să-i mai duci? Dai ocazia, treci pe lângă florărie, pune mâna pe buchet, plătește-l și du-te cu demnitate acasă. Ai ocazia să-ți suni părinții și să le spui, dragii mei, m-ați crescut până la vârsta asta, am ajuns și am ajuns datorită rugăciunilor voastre, învățăturilor voastre. Vreau să vă spun că vă iubesc. Dacă ai ocazia și ești lângă ei, du-le și o ciocolată, mersi. Mâncați-o împreună. Bă, m-am săturat de oameni care dezvoltă ocaziile astea care le-ar fi avut în viață numai la cimitir. Mă sună unul, frate Alin, nu știi pe cineva care lucră în marmură. Ba da, mă, dar de ce? O zis către mine pentru faptul că vreau să-i fac o bancă de marmură la părinții mei la mormânt. I-am zis, îl știu pe fratele Nicu, dar nu-ți dau numărul lui. De ce? Că tu faci mobilă și n-ai fost în stare să faci două scaune, mă. Să stai lângă taică-tău și lângă maică-ta cât ori fost în viață. Mă vrei să le faci bancă de marmură? Ai pierdut ocazia. Bă, eu când mai văd la cimitirele părinților, frumos gest, dar cam degeaba. Bă, buchete de flori, te ferească Dumnezeu.
Le facem bani la ăștia cu florării la mormântări, de n-ai văzut din alea. Îi facem invidioși pe ăștia care sunt în viață. Bă, flori, care mai de care? Și cât a fost maică ta în viață, nu i-ai dus niciuna. Cât a fost nevastă ta în viață, nu i-ai dus niciuna. Și mergem cu buchetele de flori la mormintele lor. Și care mai de care? Și la un moment dat stăm acolo și plângem și povestim și lumea zice că am luat o razna și noi spunem, nu, că numai ne spunem durerea. Bă, dar de ce n-ai spus-o cât a fost în viață și ai avut ocazia? De ce? Ai copii acasă, atenție mare, părinților, fiți atenți, ai copilul acasă până la 18-19 ani și vine la 5 ani de la grădiniță, la 6 ani, la 7 ani și spune, tati, tati, vreau numai să-ți arăt un lezer, mă pleacă că n-am vreme, acum studiez Psalmul 23, serios? Odată tine studiu când a venit pruncul tău cu desenul de la grădiniță. Și crește copilul și ajunge la 20 de ani și vrei să-l suni și îți dă pe ocupat. Pentru că ai pierdut ocaziile când trebuia să-l iei în brațe. Ce dacă are 16 ani și șmecher? Ia-l în brațe și spui, băi, eu sunt o tată tău, eu sunt o mamă ta, eu te iubesc și mă rog pentru tine, eu te vreau în cer. Ia-l pe la mic de 2 ani și mai cântă-i, mai roagă-te cu el. Nu pierde ocaziile care Dumnezeu ți le dă, că tot rodul muncii tale se face praf. Îi dai bani și îl îmbraci frumos, să ajungă la școală să fie cel mai pe val, să fie îmbrăcat, pițat, parfumat, să miroase a toflea, nu? Și bă, ăsta-i toflean, mă, ăsta-i toflean că miroase după el. Foarte bine. Dar dacă pierzi ocazia să-i spui de Dumnezeu, și toflenii vor ajunge în iad. Ascultați-mă bine. Dar dacă din toate ocaziile care Dumnezeu ți le dă, din toate ocaziile care Dumnezeu ți le dă, faci o valoare, vei putea să te bucuri de rodul muncii tale. În ultimul rând, ca să nu pierzi rodul muncii tale, e obligatoriu să nu mai pierzi numele de ucenic. Câți l-ați vândut oare? Știi ce e foarte interesant? L-a ales Dumnezeu pe Iuda și a zis, vreau să faci parte din ucenicii mei. Și așa cum l-a ales Hristos pe Iuda, te-a ales și pe tine. Și a zis, vreau să faci parte dintre ei mei. Și unii au cântat cântarea, poate așa în subconștientul lor, că Duhul Sfânt odată, să arde sete tot, n-aș bea din apele stricate. Pe Hristos nu-l vând orice ar fi. Dar Iuda nu mai știu strofa asta. Și Iuda cu numele de ucenic s-a dus și l-a vândut pe Hristos. Cât îmi dați, zice. Păi Iuda, tu așa negociezi? Păi ai umblat cu Domnul până acum 3 ani, ai umblat cu Domnul aproximativ și ai fost cu Domnul zi de zi, l-ai văzut pe Hristos, ți-o spus și acum te duci și îl vinzi în halul ăsta să-ți pierzi numele de ucenic și să-l iei pe cel de trădător? Iuda! O dat Iuda cu piciorul numele de ucenic și și-o pierdut tot rodul muncii lui. Dumnezeu din cer știe ce s-a întâmplat mai după aia. Nu vreau să fiu eu judecător. Dar ascultați-mă bine. Biblia spune că era în Iope o fată care făcea milostenii, o fată care era extraordinară, o fată care din business-ul ei ținea pe alții, că ce făcea goblene și le dădea, le vindea și dădea banii la săraci, le dădea pe gratis, nu știu, era lăudată fata asta, dar înainte de toate astea, Biblia spune așa, era în Iope o ucenică. Era cel mai demn nume pe care fata asta putea să-l poarte. Pe numele ei Tabita, care se traduce Dorca, o fată milostivă de treabă, extraordinară, fapte nouă. Și a zis, era fata asta, dar mai întâi de toate era ucenică. Dragii mei, când pierzi numele de ucenic și vin valurile în corabie, strigi degeaba, știți că doar în corabia ucenicilor s-a ridicat Hristos. Bine, când devii ucenic, Dumnezeu schimbă sensul vieții. Fiți atenți ce tare. A venit Domnul la Petru după o pescuire de o noapte, zice, bă, gata, praf, n-am prins nimic. Domnul zice, Petre, tu ești ucenicul meu, vreau corabia ta. Și eu dă. Le predică Domnul ce le predică la mulțime și la un moment dat zice, hai, îndepărtează corabia și aruncă mreajda în partea dreaptă. Și a zis, nu arunc, mă aruncă mreajda în partea dreaptă. Și o aruncă Petru, ascultați-mă bine. Strânge Petru. Pescuirea minunată, zice, strânge foarte mulți pești. Dar acum ceea ce vreau să vă spun e să vedeți cum Dumnezeu schimbă traiectul. Nu că o strâns pești mulți, mai fain și asta, dar ascultați cea mai formidabilă parte din textul ăsta. Petre,
De astăzi că tu ești ucenicul meu, vei fi pescar de oameni. Știi ce înseamnă asta? Petre, tu până astăzi ai pescuit pești vii ca mai apoi să moară. Dar de astăzi încolo, Petre, vei pescui pești morți să-i duci la viață. Au zis, Petre, ascultă-mă, îți dau cea mai nobilă însărcinare care o primesc doar ucenicii. Tu mergi și iei toate murtăciunile care diavolul le-a aruncat în ghena vremii și îi aduci din nou apoi la viață. M-a întrebat pe mine cineva, de ce iau cu mine la evanghelizări pe un băiat care era pe droguri? Dar de ce le-i frate ale cu tine, zice? Că l-ai drogat. Ăla zice, te faci de râs cu el. Ăla zice, dacă află ăștia pe unde te duci, că-i pe droguri, zice. Pentru că am înțeles că ucenicii pescuiesc mortăciunii ca mai apoi să-i ducă la viață. Anul trecut, în decembrie, l-am botezat pe băiatul ăsta. Îmi vinea să sar în sus de bucurie, știindu-i toate momentele alea de aiureală. Și acum să-l vezi cum îi ia pe alții în brațe, că iertarea se simte. Vine înapoi la făget, că acum ai plecat. Și la un moment dat vine acasă și ascultați-mă bine. Îi ia pe oameni în brațe, oameni care altădată se fereau de el pe stradă și le spune, Dumnezeu să te binecuvinteze, eu mă rog pentru tine, pentru că băiatul ăsta a devenit un ucenic. Când e nevoie în corabia ucenicilor care își păstrează numele cu demnitate ca Dumnezeu să se ridice, acolo se cunoaște pe scara blocului, se cunoaște la tine acasă, se cunoaște pe strada ta, se cunoaște în biserica ta că Dumnezeu are un ucenic. O să vă spun ceva acum și pe unii o să vă mire. În urmă cu mai mulți ani, aveam 16 ani aproximativ, unul din tinerii din zona unde eu am crescut, s-o da cu schiurile. Alex îl cheamă. O alunecat undeva pe o zonă cu gheață, nu mai controla schiurile în munții Parâng și s-o dus așa în alunecare și o da cu capul de o traversă de cale ferată băgată în pământ. Oameni buni, ascultați-mă bine, e verificabil ce vă spun eu. În momentul în care s-o lovit cu capul, părți din creier au zburat afară. I-au găsit medici în păr, părți din creier, centru de vorbire a creierului. Verișorul lui de 18 ani, când a venit și l-a găsit acolo, o albit instantaneu. A început să aibă păr cărunt de spaimă și de șoc. L-au luat și l-au dus la spital la Petroșan și medicii au spus, va fi doar un experiment copilul ăsta, că va muri. Dar de atâtea ori în casă la ei, Dumnezeu a vorbit și i-au luat aminte. Tata lor, un om credincios, tata lui, i-au spus întotdeauna, noi trebuie să rămânem în brațele lui Dumnezeu, că e mai tare Dumnezeu ca terapie intensivă. Un an și ceva au stat Alex în spital, un an și ceva. Cu bucăți din creier zburat afară, partea asta osoasă i-au băgat-o undeva în burtă, spun medici, nu i-au mai găsit ce, tot ce trebuia, au rămas cu o deformație craniană. Au zis, va muri și nu va mai fi om niciodată. Dragii mei, a trecut un an de zile în care medicii s-au plimbat pe la patul lui, zeci de medici. Toți au dat același pronostic, îi așteptăm doar moartea la Alex. Dar oamenii de acasă, biserica, tata, mama, ucenicii lui Hristos au spus, Doamne, mai arată că Tu ai ultimul cuvânt și că terapia intensivă nu e obligatoriu să ia oameni, că intubarea nu e obligatoriu să mori, că momentele complicate nu înseamnă final, mai ridică-te în corabia vieții noastre. Are Alex acasă poze, părinții lui, eu le-am văzut, purtam într-o perioadă pe WhatsApp, pe telefon, purteam o poză cu el întins pe jos, cu bucăți albe de la creier în păr. Se vedeam poze pline de sânge pe zăpadă și mâinile medicilor care îl țineau așa undeva în jurul capului. Am șters-o că n-am putut să o mai văd. Și la un moment dat au zis, Doamne, vino la noi acasă, are poze cu toată evoluția lui. I-a mers mai bine, l-au
le-au scos tuburile. A început să fie mai bine, l-au pus într-un scaun cu rotile, l-au plimbat, se bucurau toți de el. Și au spus, copilul ăsta va rămâne cu sechele, nu va mai vorbi niciodată. Vreau să vă spun ceva. Copilul ăsta vorbește, trăiește, cântă în corul bisericii și total sănătos, la fel ca toți ceilalți. Singurul lui defect e că medicii n-au putut să-i mai reconstruiască cutia craniană și dacă n-are părul mai mare, se vede. Dacă e mai mare, nu se vede. E o mărturie pe picioare copilul ăsta, pentru că în corabia ucenicilor, Hristos, când el se ridică, nu există niciun val prea mare care să-l pună pe Dumnezeu la pământ. Dragii mei, unde sunt oamenii care să mai poarte numele de ucenic și Dumnezeu din cer în dreptul lor să mai strige victorie? Unde sunt? Eu atât de tare iubesc Biblia, o iubesc, Biblia asta. Am învățat din ea, învăț din ea. Dar sunt momente în viața aceasta care Dumnezeu ni le lasă momente demne de povesti și altora. Când ești în brațele lui Dumnezeu, și ascultați-mă bine, dacă eu vă întreb în seara asta, sunteți în brațul lui Dumnezeu, o să spuneți toți da. Și eu vă întreb, trebuie să-mi dovediți că sunteți în brațul lui Dumnezeu, dar nu acum în vremurile bune, în alea rele. Rafael, un tânăr de doar câțiva, nu știu, 19 ani, lucra într-o zi, și ascultați-mă bine, lucra copilul ăsta mecanic agricol în Austria. Și-o prins degetul de la mâna dreaptă sau stângă, nu mai rețin exact, dar nu vreau să greșesc, degetul mare, prima falangă de aici, îl oprind și l-o tăia jos. O căzut jos prima falangă. O venit ambulanța și l-o luat și l-o dus la spital. Momentul când l-o curățat, Rafa a făcut poză. N-avea prima falangă. I-am arătat la medici. Avem în cultul pentecostal frați păstor medici. Am fost la ei la evanghelizare și am zis, frate, vedeți degetul ăsta? Ce credeți dumneavoastră? Mai poate să mai aibă unghie normal? O zis, niciodată, frate Alin, medical, numai dumnezeiește. Și la un moment dat vine Rafa la biserică. O zis că vrea să aibă o mărturie, le-o zis la frați. Eram în Austria, s-o pus lângă mine pe bancă, eu am ajuns mai devreme. O zis, frate Alin, uite, asta e mărturia mea. Uite, astea sunt pozele. Păi bun, ce vrei să le zici la frați? Că ți-o s-o tăia degetul? Nu. Vreau să le spun la frați că Dumnezeu îmi va da degetul înapoi. Asta e credință. O zis către mine așa, mi-a dat așa cu palma peste umăr și o zis, zâle și tu îmi predică la fras că Dumnezeu îmi va da degetul înapoi. Eu am zis, nu zic, viac. Înainte de predica mea l-a pus să cânte pe Rafael. Rafa, cu o mână bandajată, s-a dus la pian cu mâna asta la altă și cu asta numai un pic cum a putut, că degetul era bandajat. Și o zis, fraților, i-am spus la fratele Alin, dar nu știu dacă are curaj să spună. Eu n-am falanga de la degetul ăsta, am pozele în telefon. Dar vreau să vă spun astăzi, pentru că eu sunt în brațele lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi va da degetul la loc. Unii au zis, Doamne ajută, alții au zis, hai să vedem, alții au zis, bă copile, te-ai cam aventurat. Mă suna și îmi spunea, frate Alin, Dumnezeu îmi va da degetul înapoi. Doctorița, când i-a spus la doctoriță, doamna doctor, vedeți? Dumnezeu îmi va da degetul înapoi. Rafa mi-a zis, omule bun, mi-a făcut doctorița programare la psihiatrie, că a zis că-s nebun, a zis să-mi facă și un control. Eu, ca să scap de povestea cu el, că de câte ori mă întâlneam cu el, el bandajat, îmi spunea, Dumnezeu îmi va da degetul înapoi. I-am zis, Rafa, știi când cred eu toată povestea asta? Când tu vii la biserică și pui mâinile așa și eu văd degetul ăsta că nu-i mai scurt ca ăsta la alt. Până atunci, subiect închis. După câteva luni de zile, într-o duminică seară, el stătea într-un alt oraș, nu vinea la biserica asta, la Linț, la Speranță. După câteva luni de zile vine Rafa, se pune lângă mine pe bancă, mă gândește așa, zice, frate Alin, scoate telefonul. Aveam poza aia, poți să-i le mai cer. Am purtat un telefon, se vedea mâna lui și banca de la Speranța Linț. Și-au pus mâinile una lângă alta, perfect identice,
cu unghie amândouă degetele perfecte. Și am zis, Rafa, ce te-a făcut să ai credința asta? O zis, frate Alin, eu când m-am întors la Dumnezeu la 18 ani, am știut că Dumnezeu m-a luat pe brațe. Și am știut că în brațele lui Dumnezeu nu există decât victorie. Atât. Astăzi e misionar prin India, sunt toți înapoi acasă, merge, le povestește la prietenii lui, la toți, cu pozele în telefon, oameni buni. Să nu vă pierdeți rodul muncii voastre, țineți-vă tare de Dumnezeu. Îi mai căutăm pe oamenii ăștia în generația noastră. Oamenii care să nu mai piardă ocazii. Oameni care să înțeleagă că Dumnezeu vrea să le mai vorbească și să fie atenți. Oameni care să se mai uite în sus în orice moment al vieții și să mai înțeleagă că Dumnezeu are ultimul cuvânt, binecuvântat să fie în numele Lui. Binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Pocăiții din generația noastră care să mai înțeleagă că în vremea asta ciudată Dumnezeu rămâne tot suveran. Că în vremurile care vor mai veni, chiar dacă se complică situațiile, Dumnezeu rămâne tot pe tron, binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Când viața te bagă în colț, tu ești în brațul Lui Hristos și vei rămâne puternic și vei spune ca și Iov, eu știu că răscumpărătorul meu e viu, că Dumnezeul meu nu mă lasă, că ultimul cuvânt al marelui stăpân, că eu sunt în brațele Lui Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Că în vremea asta ciudată în care oamenii fac tot felul de pronosticuri, eu știu că Dumnezeu e la cârmă, El mai îmi vorbește și nu pierd ocaziile și spune, Alin, va fi bine, Alin, veți trăi din nou biruințe, Alin, vă veți aduna din nou în biserici, Alin, veți putea să spune și altora că Dumnezeu rămâne suveran și Dumnezeu spune, Alin, tu, casa ta, biserica, voi, rămâneți pe brațele mele. Dragii mei, mă trezesc noaptea cu lacrimi în ochi și pun mâna și zic, bă, ce-i cu mine? Și am auzit deseori vocea lui Dumnezeu, Alin, sunt lângă tine, lângă patul tău. Și atunci când Hristos coboară, se simte indiscutabil. Dragii mei, știți ce frumoasă e viața în brațul marelui stăpân? Când îl mai simți pe Dumnezeu că te bate așa pe umăr, nu ca americanii, te bate pe umăr cu multă dragoste, când mai spune Hristos, mai am biruințe în cămările mele, aduceți vițelul cel mai îngrășat, când mai strigi ca și Bartimeu și nu pierzi ocazia și spui, Iisuse, fiul lui David, Dumnezeu zice, da, sunt aici, când te urci și faci eforturile tale omenești, ci te urci în dud ca și Zacheu și Hristos îți apreciază efortul și spune, hai jos că vreau să mă duc la tine acasă. În cele mai perfecte momente pe care din păcate unii le pierd. Dar în seara asta Dumnezeu vrea să spună, nu le mai pierde, omule bun. Valorifică-le. Nu fi ca tâlharul care dai cu piciorul, nu fi ca Iuda care-ți vinzi numele. Rămâi statornic. Păzește-te bine să nu pierzi rodul muncii tale. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Nu regizez momente. În seara asta, poate sunt oameni care au nevoie de o rugăciune specială. Nu vă pot chema în față. Dar vreau să vă dau ocazia să aveți un gest înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb înainte de asta dacă sunteți oameni care realizați că ați pierdut anumite ocazii, momente, că nu v-ați păzit așa cum trebuia, că faptul că nu v-ați păzit v-a smuls evenimentele din brațul lui Dumnezeu. Știu. Suntem parcă ca apostolii, dar pe de-o parte e fain. Oameni care simțiți că aveți nevoie de mâna marelui stăpân să se pună pe casa voastră, pe familia voastră, pe inima voastră și aveți nevoie de atingerea perfectă a lui Dumnezeu. Dacă eram undeva pe o scenă mai sus, eu făceam primul ceea ce vă cer, o să fac ultimul. Și aveți nevoie de o rugăciune specială,
Știți cum puteți arătați asta înaintea lui Dumnezeu? Acolo unde ești, dacă-ți pietre haimei în față, să pui genunchiul jos. Tu-l pui odată, poate în viață, pe ciment. Apostolii și înaintașii noștri au pus aproape toată perioada lor de pocăință. Să pui genunchiul jos și asta să fie așa semnul și strigătul tău către Dumnezeu: Doamne, mă vezi? Eu vreau ca să fii și să pui mâna peste mine și să mă ajut să păzesc tot ce trebuie păzit. E cineva în seara asta care are nevoie de atingerea specială a lui Dumnezeu? Să poți să trăiești cu demnitate în brațele marelui stăpân, tu și toată casa ta? În momentul în care îngenunchezi, ascultă-mă bine, Dumnezeu din cer te vede. Au îngenunchiat oamenii lui Dumnezeu și a coborât biruința. Au fost oameni care n-au vrut să genuncheze înaintea lui Dumnezeu și a îngenuncat viața. Dar au fost oameni care au spus: Doamne, eu îmi pun genunchiul meu jos înaintea ta și știu că depind de tine. În momentul acela, prezența perfectă a lui Hristos a coborât. A văzut Dumnezeu îngenunchierea sinceră și a zis: omul ăsta vrea să lupte, să nu-și piardă rodul muncii lui. Ce dacă e beton? Ce dacă suntem în costume? Ce dacă avem pantaloni scumpi? Dar e mai scumpă prezența divină a Marelui Stăpân. Să pleci cu Hristos acasă. Să-ți mai spună Dumnezeu: te iubesc cu o iubire veșnică. Te ajut să-ți păzești viața. Să nu mai pierzi rodul muncii tale. Să-L vezi pe Dumnezeu în momentele complicate, că se ridică în corabia vieții tale, mai ceartă vântul și furtuna, mai spune Dumnezeu: taci mare fără gură, că ăsta e ucenicul meu, e iubitul inimii mele, e cea pe care o iubesc și am răscumpărat-o. O, Dumnezeule mare, în seara asta am îngenunchiat înaintea ta. Doamne, vrem să spunem că depindem de tine. O, de atâtea ori în bătălie am pierdut-o, pentru că diavolul ne-a smuls din brațele tale. Doamne, iartă-ne și ia-ne pe brațele tale divine. Primește-ne din nou acasă. O, mai vrem să mai vedem sărbătoare în cer, că pocăiții se întorc cu fața către tine. O, Dumnezeule mare, am pierdut momente în care ai vrut să ne vorbești, iartă-ne! Am fost amăgit. O, Dumnezeule mare! De poftele. Aleluia! Coboară cu a ta îndurare la fiecare inimă! Ascultă-ne strigătele! Aleluia! O, glorie numelui tău! Acel care mai vezi și mai cunoști. Și ești Dumnezeul care mai poți. Primește-mă. O, zilobeligalai, toforelai. Ca pe un argan. Duhule Sfinte, mai înfiorează în seara asta. Eu sunt fiul tău. Aleluia. Cel care a plecat. Aleluia. Și am cheltuit. Doamne, privește spre gestul nostru. În seara asta privește spre gestul nostru. Cu mâinile gole, ura Tată să-mi dai. Azi din nou iertare. Privește către oamenii îndurerate. Doamne, privește către tații și depășiți de situație. Privește către poporul tău în vremea asta și mai iartă-ne. Aleluia. Doamne, te rugăm în seara asta să ne primești pe fiecare dintre noi. Mâna ta cea bună să se așeze peste fiecare suflet. Să simțim prezența perfectă. Să fii cu noi acasă. Să ne primești în brațele tale. Să ne mai vorbești și noi să te ascultăm. Să ne mai dai ocazii și noi să le valorificăm. Să purtăm numele de ucenic cu demnitate. Și ține-ne pe brațul tău până la final.
Doamne, în seara asta sunt oameni care au nevoie de Tine și de atingerea Ta. Mai vrem să mai luptăm, să nu ne pierdem rodul muncii noastre. Doamne, dă-ne puterea de care avem nevoie. Și-ți mulțumim de îndurările Tale divine. Îți mulțumim de cercetarea Ta, îți mulțumim de Duhul Tău cel Sfânt, îți mulțumim de Harul Tău perfect și îți mulțumim că ne putem numi răscumpărați ai Tăi. Glorie Ție! Îți mulțumesc din toată inima și Te rog, lasă numele Tău peste fiecare persoană în parte și în seara asta și din seara asta să fim și să rămânem în mâna Ta până la final. În numele Lui Iisus m-am rugat și îți mulțumesc că Tu m-ai ascultat. Amin.